Cei mai talentați handbaliști din șase județe ale țării se reunesc la malul Dunării. Municipiul Drobeta Turnu Severin găzduiește la finalul acestei săptămâni etapa zonală a Olimpiadei Naționale Sportului Școlar pentru disciplina handbal, băieți liceu. Întrecerile școlare pe categorii de vârstă se vor disputa la sala polivalentă cu participarea a șase echipe care vor reprezenta județele Arad, Alba, Cara Severin, Hunedoara, Timiș și Mehedinți. Duelurile de pe semicerc încep vineri de la ora 10, anunțându-se jocuri frumoase și cu dorința clară a tinerilor să acceseze următorul nivel. Echipa câștigătoare va obține calificarea la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ce va avea loc în luna mai. Competiția este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin și Asociația Județeană de Handbal Mehedinți.